Până nu demult, cetățenii din mediul rural erau reticenți la îndemnul autorităților de a se vaccina, însă mulți dintre ei au înțeles că singura soluție pentru a rămâne sănătoși este chiar imunizarea. Campania organizată la primăria din Schitu Duca a atras zeci de localnici, asta în condițiile în care în primăvară au mai fost organizate două astfel de campanii cu rezultate mult mai slabe. Apreciez faptul că numărul celor care s-au prezentat astăzi este mai mare decât în primele două campanii pe care le-am avut în primăvară și sperăm într-o revenire a codului verde în care am fost acum două săptămâni. Primarul din localitate are și o explicație pentru motivele care îi fac pe oameni să se vaccineze într-un număr din ce în ce mai mare. Consider că ceața dezinformării a început să se ridice un pic de pe chipul comunității și lumea a prins curaj, a căpătat încredere și semnalele sunt pozitive în sensul ăsta. Plăcut impresionat de numărul mare de oameni din Schitu Duca ce au venit să se vaccineze a fost chiar doctorul care a coordonat activitatea. O singură soluție pentru ca scăpăm de pandemie aceasta, dar este doar vaccinare, încât nu există un tratament specific pentru virusul SARS-CoV-2. Vaccinarea rămâne o singură soluție, da, de prevenire, de profilaxie a bolii. Este cu mult mai simplu să prevenim boala decât să o tratăm. Astfel putem scade numărul de cazuri, da, și încet încet scăpăm de pandemie. S-au vaccinat persoane în vârstă. Păi fiind la țară aici, am zis că e un mediu mai prielnic de prelunge și nici n-am avut ocazia zi de zi aici, tot ne-am înscris. Este mai ușurat acum dacă vă vaccinați? Păi normal. Dacă nu era așa ceva, nu veneam, nu luam hotărârea să vin. Câte cazuri arată pe la televizor acum, un pic de spaim, un pic de... Ne-am decis, gata, să ne vaccinăm. V-ați vaccinat până acum? Din neglijență. Fiind la țară, cu soțul, asta e. Și un pic de frică. Acum nu. Odată ce am decis să venim, gata, e cu frica. Curaj și-au făcut și adolescenții. Sunt foarte multe restricții și nu putem intra în unele locuri în care noi avem foarte multă nevoie. Să dea bunul Dumnezeu să ajungem și la școală, chiar dacă o să ne vaccinăm, chiar dacă nu o să ne vaccinăm, dar dacă s-ar vaccina mai mult din 70% din populația oamenilor care nu sunt vaccinați, din punctul meu de vedere, eu cred că ar mai scădea din virusul ăsta și o să fie totul mai bine. Sunt foarte multe restricții, având în vedere dacă nu ai vaccinul, nu te lasă să faci unele chestii pe care sunt necesare să le faci. Dacă vor fi solicitări, primarul din Schitu Duca este decis să mai organizeze o campanie de vaccinare. Cel mai probabil, aceasta va fi realizată la sfârșitul acestei luni.